Bună ziua! Băi, Alin, deci merge crapul la barcă foarte bine. Merge bibanul la muscă foarte bine. Este data de 10 noiembrie 2016. Ce zici, măi, Alin? Sunt lângă Alin, aici pescuiesc la muscă artificială. Ne uităm la băieți cum iau crab după crab la bărci. Dar nu vine să plec de la bibanul ăsta, ai avea timp, că e 9 jumate dimineața. Să vă arăt. Ia uite și ăsta. Ce trage vârful. Ia te vârful pe mal ce trage. Am un biban aici. Am un biban. Hai că după aia fac și biban în cărlei. Un biban frumos la muscă artificială. Folosesc niște murdare la mizerile astea pe aici. Muște artificiale. Iar toate acum. Musculițele merg foarte bine. Să vă arăt și captura. Am un twister de ăsta, nu prea îmi place mie. Arată și captura. Că pescuiesc de câteva... De cât dau Alin? De la 9 jumătate de oră. Ia să vă duc la barcă un crap. Vedeți un crap la barcă. După aia vă arăt ce am prins. La băiatul cu galben acolo. Ia să încercăm să vedem în zoom. Păi dacă aveam camera aia... Arată, vedeam fix. Mamă, cât ăia de mari, băi, Alin. Ai văzut, mă? Câtă crapă de mare a luat. Are 2 kg cu ochii în chișul. L-ai văzut, nu? Uite-l, mă, cât e mâna lui, ce. Uite-l, mă, că-l bagă în sac, mă. Măi, Aline, du-te, mă, în zona ta de crap. Ce? Nu-ți pare rău când mănâncă crapul să stea, ce? A băgat și eu Alinuț pe un loc, dar nu merge. Deci știi cum e? Hotărârea contează. Ai plecat și gata. Ai timp, e 9 jumate ce ne-ai. Dar tu nu vei... Păi dar acolo cred că e genocid, mă, pe mal. A, dar mașina o lași aici? Păi de ce să faci 3 drumuri? Cum le iau? Că vreau să le iau așa. De ce să faci 3? Ia să... Nu știu aici așa. Ce bibane am primit. Opa, așa. Mamă, ce aici? Fratele meu. Ia uite ce captură aici. Bă, da, frumos așa. Ale mă. De biban, de biban. Bă, ce e. Asta e mediu. Asta e mediu, adică. Să vedeți ce mișto trage pe muschia, să vedeți pe carbon. Hai să vedeți și... Fac o filmare aici jos. A venit puietul la mal. Timpul e plăcut, e frumos. Ia uita soarele. Pe 10 noiembrie 2016, ca să știe lumea cum era timpul aici. Locațiile, bineînțeles că sunt la abonament. În zona de crab. A luat, mă, și băiatul la crab? Ia uite, mă, toată lumea ia cramă. Păi, dar la ce dă, mă, la plute, băi? A
Ai văzut că de la plută, frate. De la plută. E Alin în drill aici cu monstru. Ce mani? Ia spune-ne Gigi Ozeneu să-și ia internet și nu vrea. Ia mă internet, fii băiat inteligent. Joacă table, e nebunul, crezi că pe timpul Ceaușescu. Ia. Alin aici la peșteșor. Ia mă Alin, eu bag musca acum, nu rezist eu. Foarte frumos. Regulamentar, dar chiar că e regulamentar. Cumplu un culisant cu momelă, momelă de momelă. Hai că mă duc să bag și eu o muscă. Băi, să bag o muscă ca să fac și eu, să lucrez pentru canal. Adică să abonați și la mine, băieți, să vadă și ce-i pe aici. Cu firul textil de la domnul inginer să trăiască. Bățul cu vârful moale de vârf. Vine cum ăștia, mă cam încurcă pe mine. Cam moale, da? Vedeți? Să-l vedeți la alt croacuș. Acuș așa, stai așa. Atent către... Auzi, dar tu de ce ai pus geaca aia jos acum? Ca să țină de cald acolo. Păi și dacă iau și stau și-o pe aia acolo? Tot aia. Nu cam aia, dar cam vreau să plec și pe aia. A, păi eu 2 minute fac o filmare. Am înțeles că... Păi tot așa. Nu, dar nu pot să țin telefon, înțelegi? Noi luăm un... Stăm mai și o geacă de la Alinuț. Frumos. Pescuit din fotoliu. Pescuit din fotoliu. Gata, mai. Hai să fac și o lansare. Pentru fanii care se uită la canal. Vadă și cum prindem noi pește. Trebuie să mai bag jigul ăla pe... Așa. Lasă pe fundul apei. Plumbul. Gata, la pe fundul apei. Nu mai afir. Hai să mă joc și eu. Câte un pic așa. Da. A fost atac, să știi? Se simte când e. Da. Oh. Îmi trage de vârf, cred. Dar trebuie să trec mai rapid, că aici sunt niște structuri pe talus ăsta. Agăț jigul, cam de la un jig. L-am prins cu musca în gură. Hai la sfatul popular, hai să vedem. Ce mai prindem noi cu musca. Deci bibani ăștia aleargă pe tot aluzul pe aici. După câte se vede. Ia uite-l bă de cât am tras o leacă, ia uite cum face din lău. Dili mandrili. Op, 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 op. Oh. Ia uite mă și în dreapta s-a luat crap. În dreapta pe taluz. Deci tu nu stai în locul potrivit, îți spun eu. Dacă stai crap pe taluz și tu nu-i... Vezi că ei sunt așezați acolo unde pot. Nu vezi că noi suntem ultimii aici. Uitați de Dumnezeu, ia să cu musca în gură. Da, mă. Uite cum vin bărcile, dar treaba e că să știu ei unde să se bage. Hai, sunt curios dacă dă colea în față. În gaură aia unde zicea că a luat-o la 50 de bucăți. Mai fac o lansare.
Bă, și am venit noi în ziua aia, vezi, în zile și zile. Bă, nu mergea până la 12, n-am văzut un peștele. Ia uite ce a tras ăsta. Mamă, ce se lasă pe ele. Frumusețe. Ia uite ce se lasă ăsta pe ea. Dibană, ce se lasă pe vârf. Dibană, mă, ce se lasă pe ea. Eu trag din gură, el se enervează, nu apucă iar pe ea. Super distracție aici. Opa, s-a îngreunat treaba. Bă, cred că e canal ceva acolo să facă. Toți pe acolo este? Toate bărcile. Uite-mă cum face carbonul, mă. Ou. Mamă, nu se muți unul. Dar frumos face, a înghițit-o de tot, frate. Biban regulamentar, a înghițit-o de tot, uite și tu, mare muscă. Deci nu mai are muscă. Ai zis câte muscă dai. Hai, te rugăm. Dă și tu drumul la muscă. Te rugăm. Ia. Iată, mai fac o lansare. În diseară tot să facem filme. Ia uite ce urât arată ăsta. Jegmanic. Au tras ăștia de el. Nu mă plumb. Prea pot să lansez după mă. Și din șezul de aici. Am dat așa, ole. Voi Alin, cred. Aue? Păi i-au luat acolo lângă ciment. Dacă vine, uite, au început să așeze. Pe locurile de grea. Nu mă cred, dar nu ai în față, ale. Ca să vedeți distracția. Nu se dă mai în față. Cum se mai în față de cum era. Ia să vedem. Ce e acolo? Trag ușor la fel, da? Asta e cea mare. Deci nu s-a iștrudat mai în față. Atacă la canal acolo. Zic, atacă la canal. Așa. Păi uite, dă-i mai departe. Păi da, dar tu știi că acolo e o gaură? În prag ceva. Vânează el. Uite, s-a zis că vânează pe prag, uite cum dă. Uite, vezi? O face bățul? Vânează pe pragul ăla acolo. Înțepat ăsta. Cum? Da, și la mine, da. Biban, am doi. Doi bibani. Păi 10, stai cu musca în gură. 10 noiembrie, merge pește. Verificați presiunea aici, timpul e ok. Timpul este ok. Bibanul merge foarte bine.
strâng și noi. Mai fac o lansare. Așa, cât de cât acolo. Dacă merge acolo, dăm pe acolo. Bateria aproape descărcată. Păi ce mă, nu te-ai încărcat? Mă aleg eu cu o singură filmare. Bă, ce mă enervează asta. Eu filmez cu telefonul, un sfert de oră și s-a dus bateria. N-au capacitate. Camera e altceva. Uite. Uite cum face, băi, carbon, băi. Oh, ulu. Hai? Face carbon. Carbonelul. Uite-l, mă, cum usca în gură. Uite-l, mă, cum usca în gură. Acesta e Vivanul, acesta a fost filmul. Abonați-vă că este gratuit. Revenim. Țineți aproape. Asta e musca aprinzătoare. Asta e musca aprinzătoare. Asta e Biba. Mulțumim frumos pentru ajutor. Vă dorim fir întins.